Gabriela Lucuțan, supranumită Regina Întunericului datorită unei firme de pompe funebre pe care o patronează, este o femeie departe de sobrietatea activității profesionale. Deține o motocicletă cu sute de cai putere, iar casa în care locuiește este un mic palat. Și, ca o ironie, luxosul apartament este situat în imediata apropiere a Bisericii Silvestru. Sărutumile, Alteță a Întunericului, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați primit în... Castelul Întunericului sau de gheață? Bine, de gheață. Foarte bine, da. Aveți o casă foarte, foarte frumoasă, foarte frumoasă, foarte spațioasă și foarte elegantă. Păi am trei copii. În consecință, trebuie să fie cât se poate de spațioasă. De cât timp ați cumpărat-o? De 9 ani. Și bănuiesc că amenajarea apartamentului a durat foarte, foarte mult. Bănuiesc foarte bine, pentru că mie îmi place să fie totul foarte frumos. Și atunci a trebuit să iau un arhitect foarte bun, dar... am constatat că am fost un arhitect mai bun decât arhitectul meu. Adică v-ați implicat în designul casei? Da, m-am implicat mai mult decât s-a implicat el și a ieșit ceea ce vedeți. Ne puteți spune ce suprafață are, hai să spunem așa, living-ul, nu deocamdată? Living-ul 68 sau 73 de metri. Și casa cu totul? 180. Locuința Prințesei Întunericului ascunde secrete pe care ar fi fost mai bine să nu le aflăm. Remarc acolo că bănuiesc că aveți bijuterii sau ceasuri. Ce aveți în acele două cutii? Bijuteriile, da. Îmi plac bijuteriile, dar cum nu am decât tot ce am pe mine ca bijuterii, mai țin și în cutiuțe câteva bijuterii. Poate este o sugestie pentru fete, nu? Pentru fete. Mă îndoiesc, dar pentru că... mie îmi plac lucrurile, eu sunt mai diferită și atunci mă îndoiesc că ceea ce vei găsi ca și bijuterie aici o să vrea cineva să achiziționeze, dar te rog. Ce sunt? Sticle de whisky? Ce sunt? Nu, domnul Horatiu. Sunt urne, mini-urne. Nu pot să cred așa ceva. Da. Și aveți cenușe în ele? Am, da. Asta este cenușa tatălui meu. Da. Aici o țin. Și mai am o altă bijuterie. Și dacă și asta este urnă... Ia să vedem, și asta este tot urnă. Da, surpriză. Asta e de dimensiuni puțin mai mari, să zic așa, nu? Aici n-am să spun. De fapt am să spun, este cenușa cățelușului meu. Cățelușului copiilor mei. Da, e și emoționant, este, dar și în același timp ciudat pentru... Nu este ciudat, pentru că aici vorbesc eu cu tata în fiecare zi și mai vorbesc și cu cățelușul. Dar știți vorba aceea, un cântec vesel...